tuturor. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim, Marcel Pavel, că ați revenit pe această scenă care vă e foarte familiară. Da. O să povestim mai târziu sau să încep de acum? Eu aș fi început chiar de acum și știți de ce? Vă spun. Uitându-mă puțin la presa online de zilele astea despre dumneavoastră, am dat peste un anunț despre evenimentul. De ce ați făcut acest lucru? Trebuie presa să fie informată. Presa noastră scrie doar ce dorește și cum crede. Vorbim și despre presă, dacă ați dorit. Vorbim ce vreți. Pe mine m-a amuzat însă un anunț. O să vedeți. Sper că nu prea tare. Nu. Marcel Pavel va cânta pe aceeași scenă cu cei doi fii săi la un eveniment cu ștaif. Bun, adică la costum și... Eu cred că ștaiful e datorat acestei scene a conservatorului. Conservatorul, pardon, Universitatea Națională de Muzică din București, e o chestie cu ștaif. Pe ce este mai mult de atât? Aici se studiază arta cântului, aici e știință, aici nu este nimic la întâmplare. Dar cred că nici nu trebuie să exagerăm cu ștaiful. Ștaiful poți găsi la oricine și oriunde. Pe da, sună bine, da, sună bine, sună domnesc bine, da? Așa. Știți de ce sună bine? În manelizarea aceasta în care ne aflăm toți, este o manelizare națională, dacă dați voi, nu că aș avea ceva împotriva curentului respectiv, dar nu numai în muzică se întâmplă acest lucru, fenomenul respectiv, chiar și în mass media, chiar și în viața de zi cu zi. Am ajuns să nu ne mai respectăm. Nu prea. Dar nu vreau să devin serios acum să vorbim despre acest lucru, dar că se spune cu ștaif deja este prea mult pentru cineva. Mulți poate nu înțeleg. Așa zice ce să și eu, și deja în pentru societatea că, românească, da. Elita sau ștaiful a ajuns să fie ceva destul de rău. Pentru că senzația. Ne ducem în derizoriu, pe zi ce trece, da. Din păcate. Noi vrem să demonstrăm că avem și ceva ștaif. Noi nu vrem să demonstrăm nimic, dar noi așa suntem. Suntem și oameni cu umor. Eu trebuie să mă mai uit și la public din când în când, să știți. Dar trebuie să mă uit numai în cameră, nu? Vă uitați unde doriți și mie mi se spune de multe ori să mă uit și greșesc. Vă fac una. Da. Să vă aduceți aminte ultima oară când ați stat pe scena asta? Cu ce ocazie a fost? Nu cumva cu vreun spectacol de licență? Spectacol. Sună bine spectacol de licență, da. Eu am avut niște emoții îngrozitoare. A fost un examen, toată regula. Spectacol, da, se poate spune, pentru că a fost un spectacol de operă. Și putem să spunem că a fost o reușită, din punctul meu de vedere. Ce operă? Una foarte grea, din punct de vedere... și componistic, și melodic, și armonic. Paul Constantinescu, da? O noapte furtunoasă. Chiar foarte greu. Da, și eu am fost domnul Chiriac. Aici, pe această scenă. Am jucat, zic eu, mai bine decât am cântat. Ceea ce este foarte atonal, important. Totul foarte greu, îngrozitor de greu. Aceea a fost o partitură și este o partitură îngrozitoare. E o partitură grea pentru că trebuie solfegist bun. Da, și pe vremea aceea mă descurcam bine, zic eu, că am avut dascăl deosebiți. Doamna Buciu și doamna Hilca și au fost, noi au pe mine și... Mă bucur că da, aduceți pentru mine este o mare onoare pentru mine. Le mulțumesc tuturor dascălilor care m-au îndrumat de a descoperi desăvârșirea și nu neapărat desăvârșirea, că n-am ajuns până acolo. Arta cântului, știința cântului, știința muzicii în general, atât cât am putut eu să asimilez de-a lungul studiilor a celor 4 ani pe care i-am petrecut în această minunată școală. Aveți deja o carieră importantă? Erați o persoană cunoscută? Da, să zicem. Nu știu dacă este atât de important. Important este pentru mine, dacă stau să mă gândesc la faptul că am pornit destul de anevoios această viață artistică și nu numai, chiar și socială. Nu am venit aici să-mi deplâng soarta sau viața, din contră. Dumnezeu a fost norocos, a fost bun cu mine pentru că am fost norocos să-L întâmpin pe Dumnezeu. Atâta cât a vrut dânsul, dar referitor la faptul că eu am petrecut 4 ani în această școală, a fost o mare onoare pentru mine. Cine a fost maestrul dumneavoastră de canto? Da, vreau să-l amintesc pe dânsul și sper să nu mă apuce plânsul pe aici. Domnul Iulian Băiașu, îi mulțumesc acolo în cer unde este. Dânsul m-a ascultat înainte cu vreo 4 luni de zile și mi-a zis, domnule, dumneata, cânti bine, el fiind un dur, dar îți trebuie puțină școală, că cantul trebuie să afli taina cântului. Dar cum a venit ideea să vă duceți la Iulian Băiașu? Sau... Pentru că toți îl lăudau, cei din muzica pop, colegii mei îl lăudau, pentru că eu știam de existența dânsului și mi-am spus, domnule, la 46 de ani să mai încep eu acest lucru. Eu abordam așa timid anumite piese clasice, canțonete în special și eu mi-a spus, domnule, avea șansa să
intri la conservator. I-am spus, cum, ce să caut eu acolo? E prea greu pentru mine, la anii mei, am copii, familie. Domnule, încercăm. Și mi-a dat niște piese foarte ușoare. Din repertoriul lui Puccini, deci m-a dărâmat, m-a terminat. Da. Ce v-a dat din Puccini? A, ușor, Educeam ale stele. A, bun. Da. Și mai mult și mai puțin din Tosca? Da, din Tosca, da. Și am spus, domnul profesor, deci vreți să mă sinucideți. Da. A fost pentru greu examenul. Da. Da, a fost greu, a fost greu examenul. Da. Și am spus, bine că nu mi-ați dat nesunt dorma, că eram trebuit. Și că, da, uite, e bună idee. Nu. În anul întâi. Pentru că CEO acela, domnul profesor, da. Nu sunt stăpân. Nu. Da. Ei, am mers bine. Zic că am mers bine la examen. Nu știu dacă au fost indulgenți profesorii. Chiar nu, pentru că la primul examen m-au întrebat cum mă numesc. Și eu le-am spus, nu, e neînțeles. Și eu le-am spus, numesc Marcel Pavel. Și o doamnă distinsă care îmi dădea numai 8 la examene. Nu, aici te numești Pavel Marcel. Bine, cum spuneți dumneavoastră. Și avea dreptate. Și să știți că am fost unul dintre cei mai conștiincioși și studenți, așa mi s-a spus și așa au fost informați și studenții la nivel de facultate. Și eu am auzit asta. Vă mulțumesc. Chiar domnul profesor pe care îl respect foarte, foarte mult, și un mare tenor al operei române și acum este face parte din Senat, știu, nu? Domnul Voineac? Sigur că da. Aș vrea să-i mulțumesc din suflet și domnului Voineac pentru îndumările date. Cu dânsul am realizat, cu părere de rău, domnul Băiașu a decedat. Deja noi pusesem la cale, după ce voi termina conservatorul, după ce voi absolvi, voi realiza un dublu album de muzică clasică și pop clasic. Și dânsul, înainte cu o lună de zile când s-a îmbolnăvit domnul Băiașu, a spus, ce rău îmi pare că nu putem duce la bun sfârșit proiectul nostru. Atunci a fost o dramă, dar pentru mine. Iertați. Da. Dar a apărut domnul Voineac într-o bună zi și mi-a spus, hai să continuăm noi. Și îi mulțumesc mult. Și am reușit. În ce an erați? În 2012, eu am terminat în 2010, dar în 2012 am început proiectul. Și l-am terminat în cam 6 luni de zile. 49 de lucrări, ceea ce este enorm. Împreună cu Orchestra Filarmonică, jumate din Orchestra Filarmonică Georgianescu și jumate din Orchestra Radio, cu cei mai buni instrumentiști pe care are țara noastră, cu ajutorul lui Oprițoiu, pentru că e prieten foarte bun al meu, e profesorul acela dumneavoastră de flaut. Cătălin Oprițoiu, sigur. Da, și al lui Gheorghe, șeful de partid al Viera a doua de la Filarmonică. Și cine a dirijat? Domnul Totan. Uh-huh. Și mulțumesc mult de tot, domnului Totan. Da, am de spus prea multe și s-ar de la una alta, îmi cer scuze. Eu oricum vorbesc foarte mult, sper că nu și defectuos. Îmi iertați timbrul vocal, care este destul de afectat acum, pentru că sunt dărăcit, nu e o scuză. Chiar îi spuneam, vorbeam cu doamna... Și am propus domnului Pavel să vă povestească de ce are probleme cu vocea. Da, aici intervine oboseala. Cronic aproape câteodată, pentru că viața noastră de artist, poate din afară, se vede așa, ceva extraordinar de romantic și ușor și facil și nu este așa. Când ne iei în serios această meserie, devine o corvoadă îngrozitoare, toată viața. Pentru că ai de învățat toată viața. E bine să fii conștient de acest fapt, că trebuie să înveți toată viața și după ce mori, mai ai de învățat și acolo unde te duci, dar nu se știe. Plus că nu ai multă vreme de învățat, ești toată ziua pe drumuri. Da, să știți că mai am, îmi fac timp și pentru acest lucru. La mine știți ce avantaj este? Pentru că nu am autosuficiență aceasta. Care mulți mi-au spus, domnule, la televizor, iertați-mi expresia neacademică, te dai cam mare așa, domnule, cam nesuferit așa. Și am spus, de ce, domnule? În afară de faptul că mă îngrașă cu 5 kg, de ce pare așa de nesuferit? Nu pot să mă dau peste cap să fiu un saltimbanc sau un clown, că nu pot. Nu pot să mă duc la emisiuni care să mă expun într-un anumit fel în care ați dori dumneavoastră. Eu am atitudinea mea, dar ca om, sunt un om normal. Eu dau, scuzați-mi expresia, dau bună ziua și la mașini pe stradă. Deci nu sunt un tip cu nasul pe sus. Da. Da, dar n-am știut că sunteți așa sociabil, îmi spunea el. Dar la televizor păreți nesuflet. Dumnezeu, e grav atunci. Dar să știți că, uitați, totuși sunt iubit, plăcut de public. De o anumită parte a publicului, pentru că dacă ai fi iubit de către toți, ai avea o problemă.
Ți-ai pierdut contactul cu pământul. Vă rog. Nu, vreau doar să spun că problema... Vă place că vorbesc mult. Nu, nu, e foarte bine că vorbiți mult, că nu mai trebuie să vorbesc eu așa mult. Ba da, trebuie. Să deși un om deștept. Mă gândeam că... persoană deșteaptă. Mă gândeam că la televizor, în România, nimic nu pare cum e în realitate, sau foarte puține par cum e în realitate, dar acesta ar fi alt subiect. Aveți mai multă experiență decât mine. Dacă privim ipocrizia, de ce nu? Da. Un om nu se poate comporta normal, un angajat al unei mass media, să zicem, capitolul știri și așa mai departe, sau o emisiune de divertisment. El încearcă să-și capete o anumită notă și o amprentă de prezentator. Dar în sinea lui, probabil că nu este el. El trebuie să-i spună într-un anumit fel. Și fiecare are modul lui de a se exprima. Invitatul de asemenea, decât că valorile s-au inversat astăzi, cu părere de rău. Nu vreau să fac acum o anchetă eu, ceea ce de partea aceasta, dar mi-aș dori să văd echipe de televiziune venind de aici, să vadă munca unui profesor, să vadă munca unui student, sacrificiile lor, reușitele lor, și să înțeleagă ceea ce fac ei aici. Pentru că lucru facil este la îndemâna oricui. Dar când pătrunze în acest templu al științei muzicale, se schimbă situația și mulți fug de responsabilitate. Acest lucru le spun și copiilor mei, dintre care unul este student aici. Cu părere de rău, n-a reușit la instrument principal, dar a reușit la pedagogie, secția pedagogie. Puteți să închideți telefonul, că nu m-ar deranja, să știți. Vă mulțumesc. Dacă vreți, vorbim la telefon și eu. Da? Chiar am vrut să vă întreb, apropo de facil și deloc facil, cum e traseul unui artist, în cazul dumneavoastră... Niciodată facil. Cine spune asta e minte. Bineînțeles. Poate că pentru anumite persoane, da. Nu cred. Prea norocoase, prea... Nu cred. Demnișoare care sunt așa... Se plătește totul. Aia, da, dar pe moment așa le se pare ușor, doamne, unde am ajuns? Dar eu mă gândeam, ați pornit din Galați, ați studiat în Câmpul Umuștel, da, da, în Pitești, da, în cele din urmă în București. Da. Cum a fost peste tot? Ei, iertați-mă, deloc facil. Foarte greu. Foarte greu pentru că la 14 ani am plecat de acasă. Primele, hai să spunem, noțiuni de bază le-am primit la Câmpul Umuștel, chiar dacă am născut în județul Galați, de acolo am plecat când eram în clasa 1, am stat un an de zile, am început la vioară, școala de muzică, ne-am întors înapoi, tata fiind așa un brăunian. Era mai romantic, așa, un lăutar din acesta foarte bun, foarte, foarte, foarte talentat, dar brăunian. Dar vioara cred că prinde bine pentru un viitor vocalist. Nu a reușit prea mult vioara să-mi ascute auzul. Eu îl cam aveam, așa, iertați de modestie. Se spune că am auz absolut, aud absolut nimic. Da, asta era o glumă. Băiatul meu are auz absolut, eu nu. La mine e relativ și e mai bun. Și eu zic. Da. Eu am auzit absolut, să știți, dar nu e bine. Nu, asta vreau să vă spun. Da, deci să am grijă ce cânt, vă dați seama. Da, în clasa a patra m-am reîntors la Câmpul Lung, Mușcel, județul Argeș, unde sub îndrumarea bunicilor mei, pe care i-am iubit mai mult decât pe părinții mei, nu puteam să merg decât la clasa de violoncel. Ah. Ei, violoncelul, să știți, că are mare legătură cu... E cel mai apropiat de vocea umană. Săptămâna viitoare l-avem invitat pe Marin Cazacu. Da? Am să-i spun. Ce rău-mi pare. Am să-i spun. Da. Să-i spuneți așa. Am să-i spun. Că datorită dânsului eu cânt cu vocea. Datorită instrumentului. Da. Da, glumea. Tot respectul pentru domnul Cazacu, da. Da. A fost anevoit. De ce? Pentru că toți ne băităm. Dom'le, copilăria mea a fost destul de dură sau... Nu, a fost foarte frumoasă copilăria mea, dar extrem de săracă. Extrem de săracă. Deci dormeam și aici într-o cameră. Ne-a fost destul de greu. Instrumente nu am avut decât... Eu la vârsta de 21 de ani am avut primul meu instrument. Și nu violoncelul, ci tobele. Da. La tobe autodidact, dar... M-a zăpăcit, nu rocker zăpăcit. Aveam părul foarte mare, dragii mei, să știți. Pe vremea aceea, păcat că... O să vă trimit poze niște să vedeți. Niște fotografii ar fi trebuit, da, să le proiectăm. Da, nu mi-a dat prin cap. Da. Uite acum, vedeți. Nu mi-am dat seama că să vedeți despre părul meu aici, la emisiunea aceasta. Fostul păr. Da, am plecat la 14 ani de acasă, la liceul de artă din Pitești, muzică și arte plastice, cum se numea atunci, din Pitești, la casa de violoncel, un rebel, eu fiind, nu prea am ascultat de nimeni,
cu întâmplări multe. M-au matriculat de prin școală, absențe, nu știu ce. Stăteți la cămin, cred, presupun. Da, și după aceea m-am uitat la gazdă, că eram, la cămin era un pedagog care ne bătea, deci trebuia să... Și la gazdă, cum? Mă autofinanțam. Mergeam pe la anunț, pe la botezuri, pe la tot felul de ciubucuri. Erau licee de tot felul și făceau concursuri în acestea la Cântarea României și aveau nevoie de orchestră. Uh-huh. Și eu mergeam și cu contrabasul și cu violoncelul, băteam și la tobe, bă, la pian, ce-mi venea. Unde să câștigau bani, acolo eram și eu. Dar mi-a prins bine acest lucru. În primul rând că m-a făcut pe mine să supraviețuiesc, fără să am ajutorul părinților, pentru că nici nu își permiteam. Plecând de acasă, trebuia să răspund de viața mea din nefericire de la vârsta aceea, că ai mei nu își permiteau. Mama mea avea un salariu foarte mic, tata, cum am spus eu, mai romantic, așa. Prea. Dar ne-au crescut frumos, spun eu. Ne-au crescut frumos atât cât s-a putut. Eu spun că sunt norocos, de ce? Că Dumnezeu a ținut și m-a iubit, pentru că m-a protejat. Dar din cauza întâmplărilor, nu datorită, din cauza întâmplărilor prin care a trecut, destul de grele, jumătate din ele. Și datorită faptului că, iată, m-a adus să ajung undeva unde să fiu iubit de câțiva oameni, să fiu ascultat, să fiu respectat. Și pentru mine a însemnat extraordinar acest lucru. De ce? Că am putut să-mi trimitez o familie, am putut să am grijă de cei din jurul meu, atât cât pot și cât îmi permit, de mama mea, de sora mea, de nepoții mei, de câțiva prieteni, de copiii mei, atât cât pot eu. Dar mi-aș fi dorit să am o condiție, poate, nu știu, mai high, așa, dacă îmi dați voie. La câtă muncă am depus eu, mi-aș fi dorit să... Și nu numai eu, și artiștii care absolut școala aceasta înaltă, spun eu, să aibă o condiție atunci când apară pe scenă să nu se mai gândească la ziua de mâine. Noi ne gândim în fiecare zi la ziua de mâine. Chiar și eu, să știți. Nu mă plâng sau... E bine oricum, dar tot te gândești. Nu ți-ai asigurat la câtă muncă ai depus de-a lungul vremii și la cât notorietate ai, nu ți-ai asigurat încă traiul până la sfârșitul vieții. Da, spuneți-mi, după vioară, violoncel, contrabas, tobe și... Tobele au fost dragostea mea. Cum ați ajuns la voce? Da, avem timp să vorbim? V-am plictisit? Nu. E bine. Vedeți că vorbești când masă. Eu mă uit la ceas. Așa, da. Nu o să mai cânt nimic decât pe cât am vorbit și așa. Da. Se simte că-s puțin răgușit, nu? Să aplaudați când o să cânt. Toată lumea va fi, bineînțeles. Toată lumea va încuraja. Da, bravo. Nicio problemă. Da. Sper să nu avem profesori prea mulți aici în sală, ca să nu dea note, că atâta îmi trebuie. Să rugăm să ridice mâna dacă e cineva profesor, ca să ne... Mi-ar fi plăcut și nu. Da. Câteate că iubesc și respect foarte mult, estimez. Da. Cum am ajuns eu să cânt cu vocea? În anul 1984 am plecat din Câmpul Lămâșel pentru că m-am și reîntors. Am cântat rock cu semnal Lem, cu formația Rit din Sibiu, împreună cu fratele meu. În familia mea toată lumea cântă, să știți. Și câinele cântă. Mă rog, serios, trebuia să vă duc o mostră. Bine, cântă fals, dar cântă, are curaj. Am cântat cam un an de zile într-o trupă de rock. Eu, având o cultură de înainte, cultura vinilului, dacă îmi dați voie, cum să nu, a muzicii rock adevărate, anilor 70, Zeppelin, Purple, Queen, tot ce a însemnat rock-ul acela clasic, hard, și clasic și la apogeu. Exact. Led Zeppelin. Și trebuia să bat la tobe. Primele tobe ale mele au constat din un cazan în care spălam amarufe. Am improvizat o pedală cu un cui și cu o măciulie, ceva, nu știu, o minge, ce am văzut eu, bușurat-o cu ghem, așa ceva, îngrozitor. Dar sunau bine, cu linguri de lemn și tigăile, pe mărimi. Cazanul era o oală, cum ar veni cazanul, adică mă refer la cazanul de tobă. O oală. Și atunci, bineînțeles, că a sărit malțul la toate, știți? Nu cred că a fost prea încântată. Nu era, dar îi plăcea, să știți că mama, în simplitatea dânsei, îi plăcea foarte mult ce se întâmpla cu mine. Aveam o preocupare, că eram și un zdrăban, mă băteam cu copiii și când veneam acasă, tot timpul. Ei îi plăcea. Și eu am întrebat-o, mamă, dar nu te doare capul? Mă doare maică, dar ce să fac? Da. Îi mulțumesc mult. Dânsa a făcut un prumul la CR și mi-a luat primele tobe. Deci, vă dați seama. Și i-am spus așa, mamă, pentru gestul tău, noi n-aveam nici televizor în casă, vă jur, și dânsa a zis, nu luăm niciun televizor, îți iau tobele.
care tu ai visat toată viața. Că la violoncel îmi reproșea, ai renunțat. Mi-am cumpărat tobe japoneze, i-am spus, mama, pentru acest lucru, oricum aveam grijă de tine toată viața, că știi că te iubesc mai mult ca pe viața mea. Și a spus, mama, nu trebuie să te văd pe tine că ajungi undeva departe. Și iată că i-am dat satisfacția aceasta mamei mele și eu pe mama mea o îngrijesc și o iubesc cel mai mult. Este cea mai importantă femeie din viața mea. Urmează soția mea. Cred că și pentru dumneavoastră la fel. De ce? Că mi-a dat naștere. Vocea. Da, nu uit, sunt eu bătrân, dar nici așa. Adică, dar vreau să vă spun mai multe. Ce zic? Dacă avem prea puțin timp și am întrebat, dar așa mult stăm, iată da, că se pare. Ați văzut? Da. Am plecat din Câmpul Lung, după ce am terminat turneul acela de rock și am spus, domnule, trebuie să găsesc o trupă unde să câștig și bani. Că atunci rockul nu prea era plătit așa de... Era respectat de către public, dar nu din punct de vedere financiar. A trebuit să mă duc la o cârciumă. Am cătat la Câmpul Lung vreun an de zile, am spus, nu mai stau aici, că m-am săturat, în orașul acesta mic, nu mai aveam cum să mă desfășur artistic, simțeam că mă plafonez. Era grav pentru mine. Cu vocea nu cântam deloc. În 94 mă sună un prieten de-al meu, un rocor nebun de la formația Hrap, Alb și Voltaj, vezi de Voltajul acela vechi, mă duce la Turturele, unde acum nu știu ce se întâmplă acolo, Casa de Cultură era pe vremuri, și am dat o probă la tobe. Și am spus, domnule, dar unde ai stat până acum? Că ne place foarte mult la tobe. Da, domnule. Ei, n-a rezistat prea mult, am cântat 2 luni de zile, tot cu foame, cu biscuiți, cu compot, cu de-astea. A zis, domnule, gata, hai să găsim o cărciumă. Mergem la Sinaia, gata. Mergem și repetăm la frânțirea între popoare, București noi. Acolo am stat eu multă parte din viață. Acum e Teatru Masca acolo. Teatru Masca, da. Era domnul Tănase, care a fost director televiziunii, era director atunci. Exact. Și iubea foarte mult rockul. Exact. Dar s-a mai schimbat între timp așa, dar atunci mi-era drag că ne iubea. Iubea muzica rock, iubea artiștii care se chinuiau și înțelegea fenomenul. Da. S-a făcut analist politic după aceea. Dar nu contează, un om deștept. Și m-au pus cei din trupă să le fac backing vocals, adică să fac voce la ce cântau ei acolo, nu au cu chitara, cam obraznic, așa, rău și s-au luat de mine mereu. Și domnule, dar ce, poți să bază mai la tobe? Domnule, eu trebuie să, aici toate membrele mele sunt ocupate, dacă mai pui să mai cânt și cu vocea, mai terminat. Coloana mea vertebrală suportă toată greutatea corpului meu, deci, și mai ales când stau atât timp aici, nu mai pune să mai și cânt. Pot să respir ca lumea, diafragma, cel cam eu sunt filosof, la tobe diafragma, auzi? Pune mâna și cântă. Și să știți că a avut un mare merit băiatul, acum e în Suedia. Am făcut backing vocal toate piesele lui și subconștientul meu nu mi-am dat seama că i-am învățat toate piesele. Dar eu cântam ca un măgăruș atunci. Prea cântam bine, deloc. Am plecat la Sinaia, la un restaurant foarte cunoscut, fost grajd regal, Furnica. Aha. Superb era atunci. Da. Am stat vreo 6 luni de zile, acolo veneau numai cei din nomenclatură, numai... Era ce credeau cu securea, secul, da. Furnica pentru... Da, acum, da. Era bugătarul lui Ceaușescu acolo, era... Lângă Peleș, care și... Bravo, dar asta a spus ce s-a întâmplat, s-a îmbătat domnul cu chitara. Și 2 zile n-am mai apărut că trebuia să găsurească pe vremea aceea, o suedeză parcă, a fugit, nu știu unde a fugit. Și am rămas descoperit, numai că n-aveam solist. Și a venit șeful de unitate și ne-a spus, dacă nu descurcați, vă dau afară. Eu i-am luat caietul omului cu texte și am început ca un tonomat, fără să-mi dau seama. Și lumea a început să mă aplaude. Opa! Primul semn. Când a venit omul după 3 zile, rătăcit, asta la masă, bineînțeles că tot oscilator a venit, sursa lui tot oscilator era. Dar vezi, a început să plângă omul. A zis, domnule, ce-am făcut din tine? Ce-ai făcut, mă, din mine? N-ai făcut nimic din mine. Norocul meu a fost că te-ai îmbătat tu. Da, bine, prieten foarte bun de altfel și mulțumesc. În orice caz, de atunci a pornit fenomenul acesta, dacă îmi dați voie, vocal. Pentru mine a fost un eveniment important, pentru că, iată, mi-am descoperit un talent pe care nu știam că l-am, de a cânta cu voce. Și de atunci nu mă mai opresc. Din 1990 m-am lăsat de tobe, adică n-am mai cântat la tobe. Am făcut un super grup cu numai muzicieni de elită și am spus, dacă acest om bate mai bine decât mine la tobe, ia să cânt eu cu vocea. Vreau să mă concureze nimeni pe mine. Oricum aveam concurență și la voce, dar eu eram așa plin de mine. Și eu zic că am reușit să mă enumăr printre cei care mai știu să mai scoată 2-3 note, să cânte.
Eu aș fi avut încă o singură întrebare pentru dumneavoastră înainte să-l invităm pe primul invitat. Da, vă rog. Mă gândeam că vă preocupă, sunt convinsă, mai ales după ce ați învățat tehnică în conservator. Atât cât am putut, da. Da? Ați învățat probabil foarte multe lucruri și poate nu intrăm în amănunte. Cât de mult vă preocupă, eu cred că tot timpul, corzile vocale? Igiena vocală. Igiena vocală. Da. Foarte mult, dar să vă spun cinstit, în ultimii ani am cam neglijat acest lucru și m-a costat. M-a costat. Nu vreau să supăr pe nimeni. Din momentul când domnul Băiașu, maestrul meu, a decedat și nu s-a mai ocupat de mine, am avut întrumător pe domnul Voineac. După ce am rătăcit puțin, dacă îmi dați voie, efortul pe care l-am depus și îl depun la concertele pe care mă deplasez sunt, din fericire, multe, dar din nefericire mă consumă enorm și mai ales la vârsta mea. Încep să se observe, și nu numai la mine, chiar și la cei tineri. Sigur. Am descoperit acum un an că am un punct de grăsime pe coarda vocală și sub el era un mic chist. La 56 de ani, zic, după atâta muncă, am zis, dom'le, am scăpat ușor. Și a trebuit să mă operez, este prima oară când spun acest lucru. N-aș vrea să spun, pentru că lumea interpretează greșit. Ah, gata, s-a operat, nu mai cântă nimic. Ei, mai cântăm ceva, dar poate că nu la fel de bine, într-adevăr. Da, eu cred am trecut prin momente de... grele. Da, sunt convinsă. Deci, întotdeauna am avut grijă de igiena vocală, întotdeauna mi-am făcut vocalizele pentru emisia corectă a sunetului, atâta cât am reușit eu să învăț în școală. Atât cât am putut să învăț eu din îndrumările dascălilor mei. Chiar și vorba, uitați, și vorba la mine e defectuoasă, pentru că vorbesc tot timpul pe coardă. Trebuie să vorbesc undeva sus aici, dar nu pot să vorbesc așa ca un om din acesta infatuat, așa, că făceau să spună lumea că mi-a schimbat orientarea. Și nu vreau. Înțelegeți, da? Chiar v-a pus cineva o întrebare. Da. Nu, să nu intrăm în asemenea amănunte, însă... Da, da. Nu, sunt bărbat, interesant. Man. Ce e foarte interesant și poate multă lume nu-și dă seama sub această poșghiță de celebritate și strălucire. Poșghiță, da, e subțire rău, aveți dreptate. Cât de fragil e instrumentul, e cel mai minunat și mai fragil instrument pe care poate să-l aibă omul, pentru că și-l construiește singur, trebuie să aibă tot timpul grijă de el. Cu pianul stăm cu totul altfel, da, să câte, spunem, nu? Pianiștilor le este... Câte coardă are pianul și câte coardă avem noi. Da. Și ce fel de coarde? Vii, da, în continuu vii. Și noi nu le putem înlocui, din nefericire. Da. Da. Deci e un instrument foarte fragil și este foarte complicat să dai peste profesorul potrivit, din câte știu. Pe da, și să te să nimerește, da, nimerească și dânsul. Exact. Eram studentă și era o glumă relativ proastă care spunea cel mai bun profesor de canto este cel care nu-ți strică vocea. Nu, să știți că e glumă proastă deloc. Da. Este un adevăr. Mie mi s-a părut ceva... Nu trebuie să supere nimeni. Nu, dar asta e adevărul. Da. Știința pedagogiei este alta decât cea a interpretării. Da. Dacă ești un bun interpret, nu e obligatoriu să fii și un bun pedagog. Domnul Băiașu n-a fost un mare bariton. Nu, așa este, dar a fost un mare profesor. Dar a fost unul dintre cei mai marcanți profesori a acestei școli, așa îl consider eu. 50 de ani a predat aici. În momentul când... Și aș vrea să-i mulțumesc soțului dumneavoastră. În anul 4, fiind eu, au vrut să-l pensioneze. Normal că era la vârsta pensionării de mult dânsul, dar era profesor, cum se numește? Consultant. Dar nu prea mai avea ce să-l locuiască. Noi deja, studenții, făcusem 4 ani cu dânsul studiile respective și dacă venea un alt profesor în anul 4, ne dădea peste cap definitiv pe toți. Și am mers la domnul Dediu și am spus, noi nu avem altă lege decât să ne retragem din școală și o să facem cunoscut în toată țara că ni se întâmplă acest lucru. Nu ne puteți face acest lucru acum, că noi avem examenul de stat. Și dânsul a înțeles, nici nu a discutat. A înțeles, a dat aprobare încă un an, legală, dar după ce s-a pensionat domnul profesor, n-a mai trăit decât un an, pentru că i-a luat tot ce era mai drag. Viața de pedagog. Da. Să trecem peste acest lucru. Momentul primului invitat. Momentul primului invitat. Dragii mei, primul meu invitat nu poate fi decât unul dintre fiii mei. Se numește Richard Pavel și îl invit aici pe scenă. Richard? Bine ai venit! Te-ai noroc cu mine? Da. Poți să mai faci o plecăciune, da? O liberență. Te rog. Deci băiatul meu
va cânta pentru dumneavoastră în această zi, va interpreta o rapsodie de Brahms în si minor, nu? Da. Am zis bine. Mulțumesc. Să-l ascultăm.
O să mai face reverență. Te iubesc acolo. Mulțumesc. Bravo. Te iubesc. Vă mulțumesc, dragii mei, sunteți generoși și e emoționat și știu acest lucru. E un copil special, Richard, să știți. Auzi absolut ca și dumneavoastră. Cu cine studiază pian? El a studiat pian cu doamna, pe care o știți foarte bine, da, da, Lucia Todorescu, liceul Georgianescu, da. El a întrerupt, de fapt, studiul pianului, pentru că acum e la clasa de pedagogie. Dar și acolo lucrează. Și acum câte din amintiri, dar mai lucrează cu dânsa din când în când. Și sperăm că pregătirea, începând de săptămâna viitoare, o va face cu un domn profesor de aici, de la conservator. Și ar trebui să fie repartizat la cineva, cred, la pian. Dar poate le întrebăm două. Eu sper să fie repartizat la pianul principal la anul. Aha. Pentru că nu vreau să-l las la pedagogie. Deci în anul întâi la pedagogie, da, și vreau să dea din nou examen. Da. La da, pian. Da. Bine. Trebuie atunci să studieze. Este un copil, un copil foarte bun și conștiincios. Și pentru viața aceasta tumultoasă care ne aflăm noi acum, el este poate că prea mult, nu știu. Dacă știți, dați voi, un copil prea corect, prea conștiincios. Și am spus, mă, fii mai rebel, mai nebun, cum e celălalt, vreau să-l vedeți, cum sunt, cum am fost și eu, cum sunt eu. Asta vreau să vă întreb, de fapt. Ce copilărie grea ați avut și cum ați fost? Și știm cum ce era și înainte de 90. Timp, știți. Da. Cu bune, cu rele, poate că ne amintim, trecutul mereu e nostalgic și îl învăluim puțin și în trandafiriu, dar poate că, într-adevăr, nu neapărat, să știți că eu nu cred că l-am... Nu. Trecutul meu nu l-am trandafirat, dacă nu dați voi. Dar eu vreau să vă spun, nu. Ei, copiii noștri acum, au cu totul alte condiții. Știți de ce? Mijlocul de informație este mult mai rapid, prea multe mijloace de informație. Da. Lumea virtuală s-a dezvoltat la maxim. Motivațiile lor sunt mult mai puține. N-aveați televizor în casă? Nu. Era aici rău? Era rău, că vreau să mă fac și eu de un film. Când mergeam la un croitor care era vecinul nostru și aveau, se numea Grigorescu televizor, era ceva așa imens, un lădoi din acela mare. Și să mergeam pe capul dânsului săracul și miercurea când erau filme și sâmbătă. Dar ne primea, era un drăguț. Iertați-mă că vă întrerup. Ioana Pârvulescu, altă invitată a noastră, povestea că în studenție stătea la o gază, n-avea televizor, dar asculta la radio filmele. A, super tare. Nu? Ai văzut un film la radio. La radio. Da. Sau la Aragaz pe Ochiul 2. La mic. Dar ei acum, revenind la ei, ei au, să spunem, tot ce le trebuie. Să zicem că... Să zicem. Da, să nu epatăm. Și totuși viața... Dar ei n-au motivație, le-am și spun. Asta și nu, Richard are. Viața nu este ușoară pentru ei. Nu. Nici ce îi așteaptă nu e ușor. Deloc. Tocmai acest lucru le spuneam. Când eu nu mai avea forța aceea nici fizică, nici psihică să mă ocup de voi, va trebui să vă luați viața în piept, în mâini, propriile mâini, și să demonstrați, să vă demonstrați vouă, în primul rând, că sunteți un bun al societății. Știu, poate e greu că trăiește un fiu de-al tău sau trăiesc ambii în umbra tatălui. Da, e ciudat și nu e drept. Nu, dar nu e ușor. Nici dar nu e, e o corvadă. Nu e ușor. E o corvadă și atunci te gândești pe unde să-i îndrum, pe ce cale, pe copii. Și nu rămâne decât să-i arunci în vâltoarea aceasta socială, în jungla aceasta în care ne aflăm cu toții, dar te gândești cu grijă mare și cu o compasiune ascunsă, că nu știi ce s-a întâmplat cu copiii tăi. Dar e interesant că pe amândoi ați încurajat să facă muzică clasică. Da, da, dar completez după ce o să invit pe celălalt fiu, să vă spun că nu știu dacă am făcut bine sau nu. Zic că muzica este un mister în fiecare clipă de care trebuie să te ocupi, să te dăruiești întru totul, chiar dacă o iei razna de multe ori. Eu cred că chiar trebuie să o iei razna. Un artist trebuie să fie puțin, că dacă ar fi normal să duce la fabrică, nu că ar fi ceva rău dacă să mergi la fabrică, dar fabrici prea mai sunt, așa că nici la fabrică nu mai poate să duc la fabrică. Dar un om normal. Da. Da, noi trebuie să fim atipici puțin, dacă îmi dați voie. Și nu că trebuie, așa suntem, așa ne naștem. Cu o anumită latură romantică și puțin mai diferită decât al un om care nu se ocupă cu acest lucru. Și noi ne-am născut să arătăm celor care ne privesc
ce avem în sufletul nostru, sentimentele noastre, chiar și problemele noastre, de ce nu, ți le exprimi prin cânt, prin ceea ce știi mai bine, prin ce ți-a dat Dumnezeu mai mult să te exprimi. Prin vorbă mai puțin, că mai nou toți prin vorbă, prin obrăznicie, prin... Acum, cu cât ești mai obraznic, cu atât ești mai cunoscut. Ați văzut în orice domeniu, și în politică, și în mass media. Cu cât ești mai tupăiț și mai pițiponc, cu atât îți merge mai bine. Masculinul ăsta e interesant. Nu știați pe asta. Nu, recunosc. Am văzut eu că e plin. Stați liniște. Să ajungem la următorul moment propus de colegii noștri, care cred că o să ne proiecteze locul dumneavoastră preferat. Să ne proiecteze în afară. Din București. Să vedem cum ne purtăm. A spus că... Ați filmat cu ei? Credeam că vă referiți. Ar fi frumos să iau la Câmpul Lung să filmăm acolo. Din cu tine vorbesc, uite, cu tine. Din fericire. În culise. Fotograful nostru perfecționist. Perfecționist, da. Da, da, îl felicit. Da. Felicit. Este... Sunt toți profesioniști aici. Toți. Da. În special dumneavoastră. Vai, și este o onoare pentru mine echipa că mă aflu aici. Este. Că mă aflu aici cu dumneavoastră. Mie îmi pare rău că nu v-ați înscris la master, că atunci v-aș fi avut și eu student. Da, știți, vă spun cinstit, să nu vă supărați pe mine. Și cei care n-am mai avut răbdare. Cred. La 50 Cred. De ani am terminat facultatea aceasta și am spus nu, nu mai pot. Dar cum ați înțeles cu colegii? Cred că foarte bine, nu? Da, știți, în majoritatea dintre ei, da. La început au fost foarte reticenți. Asta am vrut să văd. A venit ăsta pe pile aici. Am spus, care pile? La ce să copiezi? La canto? La teorie, la dicteu? Cum să o copiezi? Nu merge. Mai ales cu doamnele Buciu și Filc. Da. A, exact. Da. Eu le mulțumesc mult oricum. Și eu țin foarte mult. Deosebite. Deci mă bucur că mulțumesc mult. Și tuturor deascurilor mulțumesc. Da. Mai puțin unei doamne care îmi dădea numai 8 la canto, așa, din frustrare. Da, vă spun. Da. Care cum a cântat bine. Dar numai lead. Numai lead a cântat bine. Îmi permis să spun. Da. Are mai puține că nu a fost pe la operă, dar o profesoară extraordinară. Dar nu a mea. Da, dar îmi dădea numai 8. Ca așa, să... deci colegii? Ca să nu mai vrei ca să nu mai enervez. Da. La ora de psihologie am avut o temă. Deci era cea a respectului de sine și a celor din jurul tău. Cum îi respecti pe cine din jurul tău, cum te respecti pe sine. Eu de câte ori veneam la facultate, dădeam primul salut în clasă. Eu îi salutam pe colegii mei, fiind pe jumătatea vârstei mele. Unii mai infatuați, așa, mai... ei simțeam la experiența mea de viață. La era tot așa, se uitau la mine și cu superioritate, așa. I-am lăsat și mi-a venit rândul să vorbesc la... Că a fost prima și ultima dată când le-am spus ceva. Și m-a întrebat doamna profesoară, doamna Pachef, m-a întrebat și o salut și îi mulțumesc pentru faptul că mi-a fost dascăl. Mă întreabă, ce părere ai despre colegii tăi? Așa mulțumesc. Te respect atât cât meriți tu? Ce părere ai despre publicul care te ascultă? Te respect atât cât meriți tu? Și eu am spus, publicul meu, dacă este al meu, înseamnă că mă respectă. Dacă vă referiți strict la publicul care mă ascultă pe mine și care mă iubește și mi-apreciază munca, talentul, piesele mele muzicale, arta mea. Despre colegi nu vă pot spune același lucru, pentru că nu poți să obligi pe cineva să te respecte dacă el nu simte. Eu nu pot să mă impun să mă respecte decât ca și colegii lor, ca și un coleg al lor, pardon. Dar partea cu vârsta aici e o problemă. Dacă nu trebuie să-mi respecti notorietatea, nu trebuie să-mi respecti neapărat munca mea, cu toate că ești puțin obligat să o faci și pe aceasta, pentru că aici se cunoaște diferența dintre noi, nu? Unul munce mai mult, altul mai puțin, altul dăruiește mai mult, altul mai puțin, altul arată mai mult, altul mai puțin. Dar măcar vârsta, dacă nu respecti vârsta, e o problemă de bună creștere. Doar acest lucru am putut să reproșez eu colegilor mei, la câțiva, care așteptau tot timpul să-i salut eu. Ei, de atunci s-au schimbat. Dar tot nu le-au trecut, adică tot mai aveau o reținere. Și dădeau așa, spun eu, ostentativ, of, să trăiți. Și am spus, stai că nu, tu vezi dublu, nu vorbi la plural. Eu sunt Marcel, Pavel, la fel, așa cum spune Marcel înainte, salută-mă dacă simți, dacă nu mai saluta. Da, m-au privit ca pe un, la final mi-au spus că, domnule, noi te-am respectat tot timpul și în special faptul că ai fost alături de noi și pentru faptul că ai rezistat atât de mult cu problemele familiale pe care ai acasă, cariera ta și așa mai departe, a fost un efort îngrozitor și ne-am dorit și noi
ca la vârsta asta avem energia respectivă. I-am spus, bă, vă doresc din suflet. Da. Cam așa, în orice caz. Unii dintre ei au reușit. Una dintre studente, fostele mele colege, Stena Forniță, Valentina, care a reușit extraordinar la nivel, zic eu, internațional, nu? Da, fără îndoială. Cu voce deosebită. Chiar am cântat, am avut onoarea să cânt cu ea în duet și ea cu mine. Exact. I-a fost reciprocă onoarea. Da. Eu zic să ne întoarcem la București. Da. Și să ne uităm întâi la videoclip și pe urmă vedem da. Ce de ce nu? Spune. Ce mă leagă de acest lăcaș de cultură? Și pe noi românii de altfel, și chiar și lumea europeană, de ce nu? Mondială. În primul rând că aici și-au exprimat sentimentele culturale, științifice, marii noștri artiști, oameni de artă, oameni de literă. Aici am susținut primul concert important din viața mea. Aici am realizat un dublu album de muzică clasică în colaborare cu Orchestra Filarmonică George Enescu și Orchestra Radio. Nu pot să fiu decât onorat. Acest templu al culturii românești nu se poate inspira decât respect, decență și cultură. Iubesc Ateneul Român. Da. Mi-aș fi plăcut ca pe coloana sonoră să fi fost, de ce nu, Turandot. Pentru că pe dublu album deja avem această... Dar și piesa aceea de pop e frumoasă, romantică. Istoria de un amor, poveste de dragoste. Da, de ce nu? Deci, până la urmă, tot ați cântat Turandotul. Bineînțeles. Evident. Foarte bine. Dar nu astăzi. Nu astăzi. Nu. Astăzi ne întoarcem la București. Știți că Ateneul este fără îndoială în topul preferințelor invitațiilor noștri de la Round Table. Da, și știți că nu trebuie să vă mire pe nimeni, pentru că este una dintre clădirile reprezentative ale țării noastre și nu numai. Da. Este chiar un templu al simbolul tradiției și al spiritului românesc. Și nu numai. Așa e. Și nu numai muzicienii. Nu este numai o clădire care face parte din patrimoniul universal. Nu. Este... Ne reprezintă și sper că și noi reprezentăm pe ea o parte anume și în special dumneavoastră, cei care ați făcut cu mai multă știință și mai multă corticiozitate arta cântului. Eu am fost primit acolo așa, cu reticență, ca să știți, da? Dar până la urmă le-a fost milă de mine și m-au primit, da. Eu zic că e normal ca pentru dumneavoastră și pentru, să spunem, Aurelian Octav Popa, marele clarinetist, Ateneul să fie, mare, și el a fost un invitat al nostru. Onoare. Este. Da. Mare și profesor. Pentru el, normal că Ateneul este locul unde și-a petrecut toată viața artistică, dar și pentru o scriitoare ca Ioana Pârvulescu, Ateneul a fost iarăși locul legat de București și de o istorie a Bucureștiului care îi place ei foarte mult. Ateneul este... Da, de ce m-am legat? Iertați-mă. Am un defect, vă întrerup, știu. Nu, asta și vreau să vă întreb. Asta și vreau să am înțeles. De ce m-am legat? Nu așa din ipocrizie sau să mă aflu și eu în treabă că Marcel Pavel vrea și el să se umfle acum. Scuzați-mă, nu vorbesc așa de academic. Poate că ar trebui că suntem într-un loc sacru aici. Cu ștaif. Da, cu ștaif, da. Am realizat dublul meu album de muzică clasică. E o mândrie pentru mine, pot să mă laud și eu dacă îmi dați voie puțin. Pentru că din showbiz-ul acesta în care ne scăldăm cu toții noi artiștii aceștia, mai mărunți sau mai puțin mărunți sau deloc mărunți sau importanți, am reușit să scriu o mică istorie, deoarece nimeni n-a îndrăznit până acum să realizeze un dublu album de muzică clasică și pop clasic. Și unde am avut onoarea să cânt alături și de către doamna Angela Gheorghiu. A avut amabilitatea să cânte cu noi într-un duet. Cred că tot de milă și dânsa, dar a fost o indulgentă și mulțumesc mult. Este o mare valoare internațională. Și iată că mi-a oferit acest prilej și onoare de a cânta alături de dânsa. Au fost realizate aceste două albume, aceste două CD-uri, chiar în incinta Ateneului Român. Am 7 zile, nu am ieșit de acolo deloc aproape. De dimineață până seara, stăteam și înregistram. Cu sunetul acela extraordinar, în orice puncte așez, se aude la fel. Deci este extraordinar. Da. La voce n-a spune același lucru, pentru că aici a fost mai mult pentru instrumental, cred că, gândit. Și nu știu dacă avem o sală de operă atât de bine gândită din punct de vedere acustic. Nu prea. Da. Nu prea. E o muncă îngrozitoare pentru cei de la operă, zic eu.
destul de surde scenele de operă din România. Da, așa este. Dar cred că s-au bazat pe design, abar n-am. Și partea acustică n-a dat. Dar și eu am simțit la fel întotdeauna. Nu a dat nimeni atenție la acest lucru. Și trebuia să fie invers. Nu favorizează vocile, ori deloc, da, o sală deloc. De operă ar trebui să o facă. De multe ori instrumentația acoperă partea vocală, mă rog. Revenim la Ateneul Român. Da, pentru mine a fost și va fi o onoare întotdeauna să pășesc pe acea scenă atunci când voi fi chemat și când îmi voi permite să susțin un recital, acolo am să fac cu mare plăcere. Pentru că, într-adevăr, pot spune că ai scris o mică istorie în viața ta, dacă nu în țara ta în care trăiești. Eu spun că am lăsat o mică urmă și las o mică urmă, las puțin, că m-am de trăit vreo 40 de ani. Da. Nu știu dacă de cultură, dar realizând aceste două CD-uri, acest dublu album de clasic, eu zic că am și o mică însemnătate acolo. Și mă mândresc că am absolvit Academia Națională de Muzică. Sună așa de frumos. Incredibil pentru mine. Și am văzut că în continuare cântați alături de colegi de Vlad Miriță, de exemplu, chiar dacă el n-a absolvit aici școala. Dalila Cernătescu, nu numai cântăreți. Ați fost împreună într-un festival la Arenele Romane în toamnă, am văzut. Da, și trebuie să reluăm acel, că am înțeles că acum în martie trebuie să reluăm. Domnul Gheorgheu, domnul Ștefan Gheorgheu, știi despre ce, sper să mă audă. Auziți, da? Trebuie să credam, vă rog frumos, reluăm concertul. Acestea sunt cuvintele pe care eu trebuie să le spun, dar să spun că și eu fac parte din, proiectul respectiv. Da, am colaborat cu câțiva artiști lirici, chiar și cu Irina Baianț, o soprană extraordinară. Parcă toate le va domnului Voineac, dacă nu mă înșel. Da. Irina Iordăchescu, pe care o consideră una dintre marile soprane ale țării noastre. Nu vreau să uit pe cineva, sunt mai mulți, mai bine nu mai spun. Deci am colaborat cu foarte mulți artiști. Nu vreau să mitrăgesc pe nimeni. Da, dar faptul că am absolvit această școală, repet, contează mult pentru mine. Chiar dacă am început târziu și atunci când faci la maturitate un lucru, îl faci mai bine, dar poate puțin și cam greu. Târziu. E cam greu, mulțumesc. E greu, a fost infernal pentru mine. Dar n-am spus la nimeni, nu m-am plâns niciodată. La ora 7 dimineața eram aici, veneam cu avionul de nu știu de unde, pe la Moscova, de pe la Bruxelles, pe unde mai apucam. De la Bolintinu din Vale, pe unde mai... La ora 7... Tot cu avionul. Așa. Nu făceam altceva decât să fiu primul în clasă. Primul eram. Eram primul prezent. În 4 ani de zile am avut doar 50 de absențe. Le-ați numărat? Păi de acum? Pentru că am spus, dar de ce să merg la această școală ca să ce, să impresionez pe cineva? Ați venit pentru că să scrie presa despre mine, că Marcel Pavel, din contră, m-au făcut varză în primul an. Și mi-au controlat notele, au întrebat profesorii. Dom'le, dar știe ceva, domnule? Mi-aduc aminte că a fost, Nu știe ceva, domnule? Și când au spus, domnule, că domnule are numai 10. Nu mai venim aici, că n-am să mai scriu. Păi să știți că am avut și noi o șansă să intrăm în ochii presei, da? Pentru că l-aveam pe Marcel Pavel Studen. Nu, mă las peste picior. Nu e adevărat. Nu? Și ați avut 10 și n-a mai venit presa. A, trebuia să iau 4, 5. Păi nu știu. Gata, mă mai fiu o dată la școală. Exact ce ați spus dumneavoastră, să revenim. De ce presa nu vine să arate și anumite succese ale unor oameni? Da, exact. Aici și numai scandaluri și lucruri... Ne hrănim din rău, doamnă. Da, nu ne hrănim niciodată din bine. De asta și identitatea noastră începe să piară, pentru că și cultura începe să... O parte din ea începe să piară tradiția. Vorbesc serios. E dureros, dar sper că într-un viitor apropiat, nu știu dacă eu îl mai apuc, dar copiii mei... A, fetița mea, să nu uităm de ea. Știți că am o fetiță? La vârsta mea să fac direct nepoți. Da, am o fetiță de 2 ani și jumătate. Să vă trăiască. Cheamă Juvenalia Ioana Pavel. E o frumusețe, să știți. Și deșteaptă. Sper să nu facă muzică. E, din câte văd, nu are șanse să ocolească muzica. Nici eu, dar ziceam și eu. Nu, este greu, e greu, e un drum anevoios. Trebuie să vă spun că e interesant cum vin artiști la o anumită maturitate, dinspre zona pop spre conservator. Ați fost poate primul, poate mă înșel. Am dat puțin, că a venit și Mihai Alexandru. Exact, a venit Mihai Alexandru, exemplu, vedeți? Care a fost un student excelent. Știu. L-am avut student. Nu la canto. Nu la canto. Că era culmea, deja îl băteam, nu văd cum adică. Nu la canto, la pedagogie, cred că da, culmea, care niște acute foarte bune. Așa. Și un bun compozitor. A.G. Weinberger. Da, ne-a fost da. Student. Extraordinar. Iarăși un student chitaristul foarte conștiincios. Da, logic. Nu a lipsit niciodată. Da, sigur. Paula Selling este Paula Selling, da. Studenta da. Noastră. Iată că
Am făcut și eu ceva bun, dragii mei. Ați deschis dacă, un drum. Dacă a putut Marcel Pavel, noi de ce nu? Da, eu zic că da. Nu știu dacă am fost un exemplu pentru ei, dar mi-aș bucura să în orice fi caz avut este clar că o fărâm acolo. Da, de... toți acești artiști au simțit că au nevoie de asta, pentru că altfel n-ar fi venit. N-ar Știți fi cine acest simte acest lucru? Cel care are bunul simț. Profesional. Care nu are impresie prea bună despre el să creadă că e Dumnezeul vocii sau al muzicii sau al cântului. Și care crede că mai are ceva de învățat. Da, exact. De la alții. La noi, în România, nu prea se poartă chestia asta, adică mai puțin. Din contră, ești și sfidat și dat la o parte dacă crezi că vrei să înveți mai mult decât celălalt de lângă tine. Dar mie nu mi-a păsat. Și nu-mi pasă. Să-l invităm pe al doilea pianist? Da. Dragii mei, prezint eu? Da, vă rog. Aș vrea să vă prezint al doilea invitat. Acesta este... Poți să te prezinți. Este Sasha Pavel, fiul meu, mijlociu. Care va interpreta preludiul de Rachmaninov în sol minor, da? Am nimerit. Thank you.
emoțiile. Sasha Pavel. Discutăm acasă. Da, vedeți? Generație. Haideți, încă o dată ne spuneți, este elevul doamnei Lucia Teodorescu, da, la liceul... Da, și abia așteaptă să scape, ca asta vreau să spun. Da. În ce clasă? A 12-a. A, deci aveți o dublă admitere la anul? Păi da, dar avem o problemă cu... L-am adus aici să-l chinui, știți? Că de unde ce le adune? Să-l fac de râs, domnule, nu glumea. A avut emoții. El este un talentat, dacă îmi dați voie, dar vrea să se lase de muzică. Da. Ca să știți, vedeți dezamăgire. Dar îl fac puțin acum așa de... Da. Deci nu vrea să dea... Nu vrea, el vrea să dea la Universitatea din Londra. A spus că el vrea să facă business, nu face muzică, pentru că vede ce se întâmplă în lumea aceasta. El are dreptate pe jumătate. De-aia am spus atunci, de ce ar trebui să pierzi 13 ani ca să faci acest lucru. Dar tati oricum voi avea legătură și cu acest fenomen, pentru că... Nu i-a pierdut. Nu. Universitatea respectivă are și profil de management muzical și așa mai departe. Deci oricum nu scapă. Dar el mă cochetează și cu chitara. E un rebel. Seamănă cu mine. Putea să facă atunci. Treaba. Da, putea să facă treaba. Dar știți, e greu cu meseria aceasta. Cei care o faceți, nu vă luați după mine. Vă rog eu mult. Nu ascultați vorbele mele. Urmați-vă calea și gândurile. Eu doar îmi dau cu o părere. Îmi pare rău, regret că băiatul meu nu să vrea să mai facă muzică, pentru că ar putea să facă treabă, dar muzica aceasta se face cu mari sacrificii și cu muncă enormă. Știți? Da. Mi-ați servit la fileu un fel de prerăspuns. Dar n-a fost rău, nu? Indulgenți. E un public foarte receptiv întotdeauna. Cum spuneam, mi-a servit la fileu un prerăspuns pentru două întrebări care urmează. Avem un fel de tradiție pe Facebook, atunci când se lansează evenimentul și invitatul, există posibilitatea ca oricine să pună întrebări. Da, aici e o problemă oricine, așa, și cum ori fi oricine, când, oricând. Această democrație a internetului e o problemă. Da, este o problemă, dar știți, nu sunt de acord cu unele lucruri. Unul care vrea să-ți aducă niște injurii sau mai știu ce jigniri, el își permite fără să-i facă nimeni nimic. Așa e. Cu acest lucru nu sunt de acord. De adevăr, nu mă pot opune eu unui fenomen mondial, cum este Facebook-ul, da? De corespondență acesta virtuală. Dar nici așa să te bagi în seamă cu tot din adinsul și să fii și răutăcios și să arunci cu venin. Și nu mă refer la nimic, mi se întâmplă cam rar, foarte rar. Și ignor. Nu prea stau eu, n-am timp. Dar când am, mă mai uit așa și mă mai uit, îți dau toți cu părerea, sunt cei mai deștepți, sunt cei mai frumoși. Și aici ai o problemă. Că poate să te distrugă și acest fenomen, pentru că nu-ți mai dai seama pe ce lume ești. Când ești în lumea reală, se întâmplă altceva cu tine. E altceva. Înțelegeți ce vă spun? Eu foarte bine. Deci trăim prea mult în lumea virtuală și pe cea reală nu mai conștientizăm. Și vă mai spun ceva, este și un loc unde oamenii își confecționează identități false pentru a avea curajul să spună urăciunile pe care nu au curajul să le spună. Au frustrări, mulți au frustrări. Da. Pentru că n-au reușit ei, nu trebuie să reușești nici tu. De ce ai reușit tu și n-a reușit el? Probabil, fără și să fac nimic. Probabil și pentru că ați reușit și sunteți foarte cunoscut. Nu, aici nu mă refer la mine, rar se întâmplă, să știți, nu, la mine rar. Da. S-a întâmplat, trebuie să vă spun. Da, să mai întâmplă, dar nu spuneți acum. Nu, păi, nici n-am de gând. Numai că această democrație... Permite, nu? Permite orice, numai că la noi există un filtru și acel filtru mi s-a dat voie să fiu eu. Ah, da, mulțumesc. Deci, între toate acele întrebări, vreau să vă spun că nu erau toate întrebări, erau niște mesaje foarte simpatice la niște doamne care vă trimiteau felicitări, pur și simplu, n-aveau întrebări, da. Felicitări, iconițe cu tot felul de iconițe, flori, iconuri, și floribine. Să spun, da, era foarte frumos. La vârsta mea ce să primesc, vă las. Erau și niște întrebări dubioase, aș putea spune, dar știți, noi cum suntem... Dar o spun eu, dacă nu e problemă. Nu zic că suntem într-o... Mie nu mi-e jenă, n-am nicio treabă. Știu, dar oricine se poate uita pe Facebook și poate vedea. Nu vă uitați. Sau pe mine nu vă uitați. Nu m-a întrebat cineva, hai să spuneți, și-a schimbat cumva orientarea sexuală? A întrebat mai spus, direct de atât. Nu, că sunt normal. Poate, cred că era interesat dânsul, probabil. Eu... Nu, eu sunt încă normal și așa cred că voi și muri. La 90 de ani, așa cum am stabilit. Cel puțin. Vă mulțumesc. În
În orice 90 caz... de ani de carieră, stați puțin. A, da, aia așa mai merge. Depinde de la cât numărăm. Gică Petrescu? Exact. Fenomen. Nu? Fenomen, să știți. Un fenomen. Da. Eu n-am știut niciodată câți ani avea cu adevărat. Dar cine știu? Nema Ștefan cel Mare știa, să știți. Mare, un mare artist. Un mare artist. Un mare artist. Așa e. Am selectat așadar două întrebări care mie mi s-au părut civilizate la obiect, pentru că ideea este să vă pună dumneavoastră întrebări și acele două persoane primesc cadou din partea dumneavoastră un CD. Două. Presupun că... Două, da, pentru că e dublu album. Exact. Presupun că acel dublu album. Prima întrebare îi aparține lui Dragoș Leonte și eu vă citesc ca atare. Cum ți-ai început cariera în muzică? Putem să-l numim noroc la vremea aceea sau foarte, foarte multă muncă și sacrificii? Să răspund? Da. Da. În viață fără noroc nu poți realiza mare lucru. Am întâlnit oameni în viața mea care au muncit enorm și nu au fost prețuiți la adevărată lor valoare și nu au avut șansa și norocul acela de a fi descoperiți de către cineva să-i propulseze. Eu pot să spun că la 40 de ani, atunci când m-am lansat ca și artist, făcându-mă cunoscut publicului larg, am avut șansa de a întâlni oameni generoși și m-au sprijinit, m-au întins mâinile și le mulțumesc. Nu dau nume acum, dar la momentul oportun am să o fac. Fără noroc, dar și fără muncă și efort, talent, dăruire, nu poți face nimic. Dar îți trebuie și un dram de noroc. Dar 90% muncă și 10% neapărat noroc. Că altfel nu reușești. Una e tranșată. A doua vine de la Marius Bălan. Da, a fost colegul meu de conservator. Așa cred. Și a permis să-mi pune întrebări. Unde ești? Ești aici? Dacă este, îi arătăm noi lui. Da. Și a făcut licența cu mine, așa că... Da? Bravo, îl felicit. Da. Un copil bun. Nu știu dacă e așa fericit, dar s-a lăsat chinuit cu multă grație. Foarte bine, că a plecat de aici cu știință de carte. Așa sperăm. Ce importanță credeți că aveți pentru cultura din România și nu numai? Grea întrebare. Grea, da. Aș vrea să nu răspund la această întrebare, dar știți de ce? Pentru că dacă aș spune că aș avea și o fărâmă acolo, cum am spus și înainte, m-aș simți onorat și nu vreau să sună infatuare. Nu știu dacă am mare influență pentru cultura română, pentru cultura noastră, bar n-am. Aici trebuie să decidă publicul, oamenii pe care sunt mai pricepuți și mai învățați decât mine. Eu nu pot să-mi dau cu părerea, nu pot să-i răspund lui Marius cu părerea de rău. Dacă am putut să pun o mică părticică și în special la ceea ce am început eu, aici mă refer la muzica pop, că m-a părut cu un nou stil, că am făcut așa o mică, așa cum spuneau colegii mei, Ilone de Rigoare, mă, tu ai făcut o mică revoluție în muzica pop, pentru că ai apărut cu altceva, cu o voce lucrată, cu știință de carte, ce îți arată pe alocuri, și ai venit cu un nou suflu în anii aceia, când s-a născut piesa frumoasa mea, compoziție Ovidiu Comornic. Da, a fost șansa mea de a fi sprijinit de către oameni care au crezut în mine. Iată, acest compozitor, Ovidiu Comornic, mi-a încredințat acea piesă și de acolo s-a produs un boom-ul acela. Amândoi, da. Extraordinar, în care publicul a spus, domne, iată că a apărut un tip mic, așa, chel, care cântă bine. Așa spuneau ei. Dar și transmit, ce spun, și transmită, domnule, transmită, domnule. Normal că transmit, că totuși am emis niște suneti. Da, și pentru mine a fost o șansă mare să mă enumăr, zic eu, în pleiada aceasta de artiști interpreți care lasă o mică urmă, zic eu, de bine ceea ce privește partea de arta cântului pop, să zicem. Și clasic că... nu mă pot enumăra printre cei care au făcut această de viață, dar puțin așa, zic și eu, îmi dau și acolo mic aport. Poate ne mai gândim la ceva. Sau cel puțin eu mă gândeam acum în timp ce vorbeați. Ați pornit de la vinilurile rock-ului internațional. Da. Și ați ajuns, de fapt, să îi stimulați, evident reciproc, dar sunt convinsă că i-a stimulat pe mulți compozitori români de muzică ușoară, de pop. Nu știu cât ți-am stimulat. Pentru că eu cred că mulți compozitori scriu pentru un anume interpret, la un moment dat. Așa este. Își capătă o anumită amprentă. Și își capătă o anumită amprentă. Da, pentru că... Există cupluri celebre în muzica românească. Exact, da, da. Exact cum a fost și Mihai Alexandru cu Nicola. El a început, mi-a scris și mie câteva piese. Dar tot nu a fost amprenta aceea pe care a lăsat-o asupra muzicii pop, el împreună cu Nicola. Este un exemplu.
Andrei Tudor, de exemplu, pentru mine, mi-a scris câteva piese extraordinare. Colegul meu, știți. Da, știu, da. Ne bucurăm. Un mare talent, un copil deosebit. Și un om deosebit. Dacă pot să-i spun copil. Eu îl cunosc când eram fașă. Tânăr, e un tânăr. Da, eu cânt cu el împreună și cu tatăl său, cu Enel Tudor. Oameni de muzică, oameni care, într-adevăr, s-au sacrificat pentru a face această meserie și nu o fac la întâmplare. Da, sunt câțiva compozitori care, într-adevăr, au, pentru mine, spun, au nimerit, cu ghilimele de rigoare, ceea ce simțeam eu să exprim atunci când interpretam piesa respectivă, partitura respectivă. Dar este foarte greu în ziua de astăzi să mai cânți ceva, să rămână în sufletul omului, pentru că aici apar, ce ne-am văzut ieri sau nu știu când, 20 de milioane de vizualizări. Mă, când aveți timp să le scrieți? Noi suntem doar 22, jumătate au plecat. Cum se întâmplă? Sunt două zile să... Adică mi se pare aici o făcătură. Și nedrept. În funcție de câte vizualizări ai, dacă atât de bun ești. Eu nu cred. Ia coboară tu puțin, domnule, de pe piedestalul ăla, vină pe scenă, cântă. Ia vezi câte vizualizări ai și cât te ascultă. Ce notă îți dau? Sunt copii aceștia care apar așa meteoric și piesa e la fel. Din nefericire se compun piese de aruncat, iertați-mă, la gunoi a doua zi. Apar altele? Și cei care sunt în industria muzicală câștigă niște bani. Culmea, au și drept de autor, au și drepturi de autor, de a ei nu știu nicio notă. Abar n-au, se pricep la muzică. Ei se pricep doar să ia banii copilului respectiv, să-l și distrugă dacă se poate. Știți că sunt câteva producții din acestea mari, zic eu, cum așa spun ei, dar în momentul dacă primesc un artist care știe să cânte, deja e o problemă acolo. De ce știi să cânte? Nu e bine. Noi avem nevoie de cineva care nu știe să cânte, să-l manipulăm cum vrem noi, să-l îl facem din butoane, scuzați expresia neacademică, și să facă numai ce spunem noi. Aici e o luptă la noi, adică eu nu spun că aș duce o luptă crâncenă cu generația actuală sau să fie un conflict de generații, nici de cum. Dar este un fenomen nedrept, pentru că oamenii care s-au sacrificat pentru această meserie sunt dați la o parte. Eu rezist... Eroic. Da. Dar ceilalți care se vaită, dom'le, uite, nu prea mai avem concerte, la televiziune nu prea suntem primiți, adică aud, se plâng, piese nu încredințează, cer foarte mulți bani oamenii care vor să scrie pentru noi. Sunt niște lucruri foarte urâte, să știți. Nu e atât de frumoasă partea asta noastră decât cea ascunsă, adică nu e frumoasă deloc. Noi nu putem să facem altceva decât să venim pe scenă, să ne exprimăm gândurile, simțirile noastre, încă o dată vă spun, ceea ce simțim noi în sufletul nostru și să dăruim ceea ce ne-a dat Dumnezeu, muzica. Mai mult nu putem. În rest, suntem înconjurați de oameni care mai vor să facă și rău. Da, important e să ne adunăm cu oameni ca noi. Dumnezeu ne ajută să facem acest lucru, păcat că se întâmplă foarte rar. N-aș vrea să terminăm într-un ton pesimist, doar realist, pur și da. Simplu. Deja am răcit și mai tare decât eram, dar nu contează. Și pregătiți-vă că vine momentul al meu. Exact. Cântului. Faceți o pauză. De foarte... Pot să beau puțin apă, nu? Vă rog, chiar. Și să-mi iau și microfonul? Puteți. Mai avem ceva de vorbit? Nu. Dați-mi voie eu. Permiteți? Se întoarce imediat. În acest... Cum e? Alături de noi. Și să mulțumesc... E ok. E ok. Organizatorilor. Nu e plictisitor, nu? UCIMR, deci Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România. Bravo. Prin cofinanțare din partea Administrației Fondului Național Cultural. Să vă enumăr și partenerii care sunt, bineînțeles, Universitatea Națională de Muzică din București, enjoytv.ro, Excess Music, LEMS, Valentina Sandovici, cea care ne machiază, Aldeco, cel care a asigurat podiumul, Organizația Somelierilor din România, vinurile de la domeniul Vlădoi, precum și să enumăr partenerii media, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Liternet, 7 Seri, Garbo, Online Gallery, Calendar Evenimente, Romanian Global News, Judith Florescu, Bucureșteni.ro, Asociația Pro Valores, Agenția de Carte și Capital Cultural. Mie o să-mi dați voie să mă retrag de pe scenă și să mă transform în spectator, de-abia aștept, dar ne revedem cu ocazia buchetelor de flori. Vă mulțumesc!
Da sau nu? Aha, bun. Încerc să vă cânt așa un melanj între muzică pop și clasic. O piesă pe care mă cunoașteți cu siguranță. Și în această seară minunată pe care dumneavoastră ne-ați oferit-o, sper că și noi, dumneavoastră, o să încerc să vă doresc acest cânt.
Dragii mei, vă mulțumim cu atât. Ne întâlnim la autografe, da? Vă mulțumesc. Poate mulțumesc, doamnă, mulțumesc, Richard. O noapte furtunoasă, din nou. Da, o noapte furtunoasă, o noapte de ce nu? Furtunoasă. Aceasta a fost semi-furtunoasă. Asta e. Dragii mei, încă o dată, din inimă, vă iubesc. Vă mulțumesc. Mulțumim. Richard? Da, da.